robinetul de la Uniunea Europeană se deschide pentru câteva proiecte de infrastructură din România, capitol la care nu mai este o noutate, suntem codași. Suma de 1 miliard de euro merge către centura capitalei. 51 de kilometri din autostrada de centură A0 pe zona sud și pentru nodurile rutiere de la Mogoșoaia, Domnești, Berceni și Oltenița. Alte 100 de milioane de euro sunt direcționate către metrou. Pe magistrala 2. Finanțarea aprobată de către Comisia Europeană pentru România face parte dintr-un pachet de 25 de proiecte mari de infrastructură care urmează să fie implementate în 10 state membre, printre care Bulgaria, Cehia, Grecia, Ungaria, Malta și Polonia. Aceste proiecte majore sunt exemple ale modului în care UE acționează pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor. Cred că putem considera aceste proiecte ca fiind ambasadorii politicii de coeziune și sunt mândră de fiecare dintre ele. Pentru perioada 2014-2020, România beneficiază de o alocare de peste 22 de miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune.